Bună dimineața, dragă Marius! Bună dimineața! Iată că ne regăsim la Frumusețe în Dar, episodul 3, și ne reîntâlnim după o tabără frumoasă pe care am avut-o la Sâmbăta de Sus în acest weekend, Oglinzile Iubirii, unde ne-am oglindit cam în 50 de oglinzi și a fost un eveniment de suflet foarte frumos. Comuniune de la inimă la inimă și vreau să le spun tuturor sufletelor că următoarea tabără a oglinzilor va fi în octombrie, 28, 29, 30, 31 octombrie, la Zărnești, la Munții Piatra Craiului, iar tu vei susține tot programul tău online, deci vei fi prezent online la grupul de discuții, de seminarii, întrebări și răspunsuri. O să intrăm ușor, ușor în discuția noastră. Suntem încă la capitolul Poarta Stelară, oriunde te afla. Deci data trecută deja am făcut un episod și tot nu am terminat acel capitol pentru că această carte este din ce în ce mai complexă. Și am rămas la paragraful: peste tot nu există decât armonie și o bucurie totală. Iubirea te înconjoară, nu te interesează cum sunt oamenii, Dumnezeu îi vindecă, nu tu. Ce treabă ai tu? Ce ne poți spune despre asta, Marius? Da, asta este problema cea mai grea la noi. Noi știm că nu există ceva în lumea aceasta care să nu fie el. Asta înseamnă că și omul nepriceput, murdar, cerșetorul, omul mincinos, bețiv, trădător și mai departe, toți sunt chiar el. De fapt, nu este vorba despre ei, este vorba despre noi. Ei sunt așa ca să corecteze ceva la noi. Pentru că pe noi ne deranjează. Și dacă înțelegem că din față vine numai divinul, pe diferite paliere de vibrație, cu diferite măști, și îi punem pe oameni să ia diferite roluri, atunci nu mai ai pe cine să te superi. Că înțelegi că este vorba despre tine, acolo în fața ta. Și când corectezi în tine acele lucruri care nu-ți plac la ei, atunci ei nu te mai pot ataca, nu te mai pot deranja. Deci nu oamenii ne fac un rău, ci noi nu iubim destul. Asta arată. S-ar putea să nu înțelegem lecția, adică să fie greu să zicem că noi, eu nu sunt așa, nu? Dar ești altfel, nu ai avut suficientă iubire. Deci asta este baza la toate. În momentul în care vine un necaz din față, o neplăcere, ea arată că noi nu am iubit destul, asta înseamnă că nu am slujit destul oamenii, și nu ne-am înfrânat destul. Nu ne-am lăsat pe noi în mâna lui Dumnezeu destul. Lucru care nouă ne lipsește foarte des este că nu ne lăsăm folosiți și nu facem ceea ce vor ceilalți. Pentru că numai așa noi ne unim cu ființa comună și nu mai putem să greșim. Am mai dat un exemplu altă dată că cum poți să te ferești de săgețile arcașului? Stai lângă arcaș și nu te mai poate atinge. Deci, soluția este să fii una cu Divinul. Adică să te lași dus, purtat, îngenunchiat, să nu reacționezi niciodată. Pentru că în momentul în care te lași bătut, tu devii una cu ființa comună, cu Isus. Isus este chiar această stare de abandonare de sine desăvârșită. Noi degeaba ne rugăm și practicăm un ritual dacă nu ne abandonăm pe noi. Și foarte Dacă des răspund. vedem oameni care au impresia că sunt credincioși, dar sunt foarte agresivi, au o agresivitate cumplită. Iar pentru mine agresivitatea lor înseamnă diabolizare. Deci ritualul contribuie la diabolizarea lor. Pentru că îl pun pe Dumnezeu la distanță și nu-și asumă însușirile Dumnezeu. Ei nu înțeleg că Divinul, deci Iisus, a-L iubi pe Iisus înseamnă a practica sau a te purta ca Iisus. Adică a face ceea ce Iisus a făcut. În momentul în care ei sunt agresivi, ei au ieșit din iubire automat.
Pentru că critică, acuză, învinovățesc, condamnă, judecă, ironizează, își bat joc de celălalt, se cred deștept, se cred aleși și deosebiți și nu mai pot să iubească. Foarte frecventă este starea aceasta la cei care zic că sunt credincioși. O formă de excludere, îl exclud pe celălalt, îl scot de la inima lor, îl desconsideră. Asta e o formă de bătaie de joc a lui Dumnezeu și nu înțeleg că din față omul acela, așa cum este el, este de fapt divinul. Pentru că au fost învățați să-l pună la distanță. Și în momentul în care noi îl punem pe Dumnezeu la distanță, aceasta este definiția diabolizării. Adică noi luptăm pentru binele nostru, pentru adevărul și dreptatea noastră, ne facem Dumnezeu nostru, ne ridicăm mai sus decât ceilalți și atunci ne diabolizăm, cădem. Foarte simplu. Și se vede asta real, că sunt intransigenți, sunt foarte răi și nu pot să discut cu ei absolut nimica. Au o răutate feroce. Se înfurie ușor, se mânie, urăsc, se supără ușor. Acestea sunt, de fapt, corpul eteric al diavolului. Deci aceste ființe care te exclud complet din univers, ei de fapt sunt diavol. Asta este foarte frecventă, întâlnită foarte frecventă, cu o frecvență foarte mare. Deci dogmatice sunt foarte intransigenți, sunt diabolizați cu toți. În loc să iubească, să fie îngăduitor, să înțeleagă că ce le vine din față este din ei, Da. ei de fapt te desconsideră. Și odată rezolvată acea situație din noi, noi atunci nici nu o să mai putem să o vedem în ceilalți, pentru că noi devenim iubire. Sigur că da. Da. Mergem mai departe. Să te predai pe tine Domnului. Îl lași pe El să-ți rezolve toate problemele și tu le uiți. Numai când renunți la voia ta total, ai ieșit din dualitatea care te scoate din toate. Eu am impresia că noi o să facem emisiunea asta 100 de ani. Pentru că dacă e Da, toată cartea și să discutăm fiecare propoziție, nu. dar ai văzut și feedback-ul și în tabără câte persoane ne-au spus că sunt de folos aceste discuții și acestea pentru că aduc un alt grad de înțelegere asupra cărților. Da. Repetăm. Critica, acuzația, judecata, învinuirea, condamnarea sunt diavolul. Deci când omul se supără, se mânie, se înfurie, urăște, el a devenit o ființă întunecată. Sunt diavolul în persoană în fața noastră. Deci omul care este intransigent, urăște, acuză, învinuiește, reproșează, invidiază, ironizează, își bate joc de celălalt, este diavolul. Nu mai uman. Deci ființa sublimă din noi nu știe decât să iubească și se lasă înfrântă întotdeauna. Nu reacționează niciodată, nu se luptă și nu se apără. În momentul în care ne-am luptat și ne-am apărat, noi am devenit o ființă întunecată. Și să vezi cum se întâmplă. Stăpânii la lume ne împart în două grupe de nebuni. Și ei inițiază cum să zic eu, au o regulă pe care o inițiază în viață, după care ei se mută în poziția cealaltă. Deci, ei sunt mai mult în cei care critică pe cei care au inițiat această regulă, restricție, să zicem. Deci, în momentul în care ei inițiază o restricție, ei se mută în poziția cealaltă și îi critică pe ăștia alți. Principalul este că ambele părți să critique. Atâta timp cât luptă și se apără, s-au diabolizat. Ăsta este mecanismul de diabolizare a lumii. Deci, ce mai mult ei se situează în poziția celor care îi critică inițiativa, să zicem, a lor. Acolo sunt ei concentrați cel mai tare. Dar ei, de fapt, sunt în ambele Sunt tabere. în ambele părți. Da. Important este să te facă să fii nemulțumit, continuu să lupți și să te aperi. Dar lupta și apărarea, critica, acuzația, judecată, toate astea sunt caracteristici ale diavolului. Deci îl îndeamnă pe om și omul nu știe, de fapt,
Aici ar trebui să înțeleagă ce înseamnă diavol și ce înseamnă Isus sau Dumnezeu sau iubirea. Nu se știe. Și Și totuși omul nu-i dă în... seama. Zice că dacă practic un ritual, este suficient. După care îl desconsideră pe cel care nu practică acel ritual. El se crede ales și deosebit și a căzut. A devenit o ființă întunecată imediat. Este intransigent, rău, răuvoitor, nu suportă o altă părere deloc, nu poate să iubească. Nu poate. Că iubirea ce înseamnă? Cedare. Tu niciodată să nu lupți pentru dreptatea ta, dar ei luptă pentru dreptatea lor. Ei cred că au dreptate. În condițiile în care din față divinul vine continuu spre noi sub toate formele posibile și mai ales sub forme deranjante, Da, care ne deranjează, care nu ne asemenea cu plac, un divin. care ne arată de fapt ce este noi. Că dacă noi am fi numai iubirea, ce oameni nu ar veni? Nu ar exista în viața noastră. Păi și cum putem să, cum ai scris aici, să te predai pe tine Domnului? Cum putem să facem asta, să ne De predăm lui? fiecare dată când vine o presiune din față, ai cedat. Pentru că nu este vorba despre Este rezistență. dat. Presiunea din față vine ca să ne scadă orgoliul, îl distruge, dar ne salvează sufletul. Deci, în momentul în care noi nu mai avem energie vitală și ne-am ocupat prea mult cu binele nostru, adică am căutat comodități, belșugul, ușor și mai departe, prea mult, ne-am pierdut energie subtilă. Și apare și o disponibilitate de judecată. Deci judecăm și criticăm foarte ușor. Atunci, din față, chemăm ceva neplăcut care ne distruge această judecată, ne distruge comoditatea, erai în stabilitate și te lovește o durere de dinți, de nu mai știi unde să faci, îți distruge ego-ul, că nu te mai gândești la nimic, la avantajele tale, după care întărește sufletul, de sufletul se întărește când ego-ul pierde, și așa te încarcă cu energie subtilă și supraviețuiești, mai trăiești. Deci întotdeauna când noi greșim prin direcție. Direcția noastră nu ar trebui să fie cât mai mult bine și satisfacții pentru corpul nostru, ci cât mai puțin bine pentru noi. Asta este direcția divină, pentru că Dumnezeu este jos și nu e sus. Sus e iadul. Deci când noi mergem spre mai mult bine pentru noi, noi căutăm iadul. Dacă ne împuținăm, dar nu văd pe cineva care să se împuțineze benevol, numai avii aceia din pustiul Egiptului se duceau și se restrângeau în condiții dificile de trai, special ca să nu mai fie important corpul lor. Și atunci li se ridica voalul de pe față, pentru că voalul ce e? Binele propriu. Bunăstarea ta, comoditățile, satisfacțiile, simțul, ăsta e voalul acela. Se ridica voalul și atunci el putea să comunice cu Divinul și să fie inspirat. Și atunci avea înțelepciune, venea înțelegerea și înțelepciunea. Când te adresezi, degeaba omul se duce la tot felul de cursuri și citește cărți, pentru că atâta timp cât își conservă comoditățile de afară, nu se mișcă nimic, are văl. Deci el nu poate să recepteze, pentru că e orb și surd. Și orbii și surzii nu pot să înțeleagă. Deci, ca să poată să apară înțelegerea, el întâi trebuie să se împuțineze, să-și reducă necesitățile, să dea ceea ce prisosește și să se înfrâneze continuu pe el însuși și atunci se ridică voalul și va înțelege. Deci, tainele acestea sunt peste tot, oricine poate să aibă acces la ele, dar nu le poate înțelege, nu le poate accepta, nu le vede. Sunt foarte simple, dar nu-i convin, pentru că ca să ajungă în starea divină, omul trebuie să se împuțineze continuu și să dea ceea ce prisosește. Și asta nu face. De stăpânii la nume ne țin captivi într-un lagăr mental, doar făcându-ne să credem că fericirea este în afara noastră și că trebuie să facem un efort ca să o atingem. Când fericirea nu este a corpului, că ăsta reprezintă 0,53%, noi, ceea ce este pentru corp, ar trebui să îi dăm foarte puțin. Adică să ne mulțumim la un strict necesar. Un pat, o masă, un scaun și un dulap. Foarte, foarte puțin. Și plus să mănânci puțin. Și atunci când faci lucrul acesta, materia nu mai este importantă. Când noi dăm semn că materia nu mai este pe primul plan, atunci sufletul divinul este pe primul plan.
Pentru că degeaba omul se roagă, practic un ritual, dar când se întoarce în comoditățile, în bunăstarea și belșugul lui, atunci nimic nu se întâmplă și mai mult, el reia în continuare să-și amplifice bunăstarea, să-și crească afacerile, să-și ia o casă mai frumoasă, o mașină mai frumoasă, să câștige mai mulți bani, deci el se diabolizează în continuare. Deci nu s-a întâmplat nimic. Schimbarea ar fi pornit în momentul în care el s-ar lăsa pe sine în mod desăvârșit, așa cum ai spus, să se predea pe sine, adică să se lepede pe sine total. Și asta înseamnă să nu mai facă nimic pentru binele său propriu, să folosească situațiile de viață care vin pe el, continuu să cedeze. Lucrează la servici și vin presiuni din față, el să cedeze mereu. Când este în legătură cu oamenii, în viața de zi cu zi, mereu să nu lupte pentru avantajele lui, mereu să facă totul ca celălalt să fie mulțumit. Am un prieten care are prisacă, are stupi și vinde miere. Ce face? De fiecare dată, la fiecare borcan, el pune 2 degete de miere în plus, adică îl umple ochi. Păi două degete, la câte borcane vinde el, 5 tone sau nu știu cât are el acolo, înseamnă o sumă foarte, foarte mare. Deci el zice așa, cel mai important lucru în viață este ca celălalt să fie mulțumit. Deci primul gest pe care îl face pentru celălalt. Asta a învățat de la bunicul lui, care în al doilea război mondial, satul îi spunea Sfântul, îl denumise Sfântul. De ce? El avea toate terenurile din jurul satului și când a venit o foamete deosebită, a hrănit tot satul și i-a salvat de la înfometare. Și acum urmașii acelui bunic fac același lucru. Nu știu cum s-a întâmplat, dar au ajuns să ia în arendă toate pământurile și le lucrează. Și de fiecare dată la recoltă vine cu remorcile și cheamă satul să ia cât vrea din recolta respectivă. Acum Deci, câțiva zile era mazăre, a venit cu două remorci și satul a luat mazăre, după aceea i-a mai adus încă două până s-au săturat toți. Deci primul iată că gest și pe care îl face calitățile divine se pot transmite de la se străbunul. pot transmite prin programe, Da. sigur. Deci ei ce făceau, primul gest pe care îl făceau era pentru binele celorlalți, deci nu pentru ei. Și ceea ce făceau pentru ei. Deci invers decât face toată lumea. Și atunci totul le merge bine, cu siguranță. Cu siguranță. Mai este un exemplu, citeam într-o carte, dar mi-a căzut privirea pe un fragment unde zicea, mi-a impresia că îl chema Deepak Chopra. Părinții lui proveneau din Atlanta, un stat agrar, și aveau terenuri pe care le cultivau. Și acolo terenurile sunt parcelate, așa, și a fost o secetă deosebită, iar terenul pe care îl aveau nu a pățit nimic, că veniseră televiziune să vadă minunea. Ce se întâmplase? Ei de fiecare dată, când luau recolta, păstrau, o vindeau și păstrau pentru ei atât cât aveau nevoie pentru anul următor și făceau un calcul, iar ceea ce le prisosea, le puneau într-un plic și le trimiteau la un azil de bătrâni fără expeditor. Da. Adică fără să se numească pe ei, deci era anonim. Și făcând asta în fiecare an, deci ajutorul care l-a primit atunci era un ajutor de sus. Noi nu credem în Dumnezeu, dar toate astea, tot ce ni se întâmplă nouă vine de la divin, funcție de nivelul nostru de atașare, detașare de materie. Cu cât ești mai detașat de materie, cu atât faci spațiul ăla gol în care vine miracolul. Noi nu avem miracol. Noi nu trăim o stare de miracol, pentru că suntem plini de eu, de îndreptățire de sine. Asta este problema noastră fundamentală. Ce frumos! Pentru că nu ne lăsăm bătuți. Vreau să spun că toți cei care sunt la prag, acolo, sunt toți din ăștia înfrânți. Sunt proști în ordinea noastră, Înfrânți pe copilăruși pământ, și în naivi. ghilimele, Da. că acolo sunt regii cerului. Deci, ceea ce noi desconsiderăm, îl vedem pe un om foarte umil și dă tot timpul, tot ce are și nu-l interesează să aibă bani. Păi ăla e foarte sus. Deja este foarte sus în lumea de dincolo. Va fi acolo șeful nostru. Și am un prieten care s-a dus la Valentina și la Iași și s-a dus cu soția lui. Și Valentina a spus, dumneavoastră sunteți hițos, adică polițist, milițian. Dar să știți,
că lumea de dincolo, soția dumneavoastră, va fi șefa dumneavoastră. Ea este foarte umilă, foarte smerită. Se mulțumește cu puțin, nu face nimic mai mult pentru sine și se dăruiește total celorlalți. Păi, bineînțeles. Deci, inclusiv în jurul meu, care este imens de mare, față de cum sunt globulețele acolo, este foarte mare. El a fost pe pământ un om de nimic, pe care toți își băteau joc și el nu era supărat pe ei. Îi lua așa cum era și asta este înalt. Înalt în cer este cel care este jos aici. Iar ceea ce este aici, pe poziție de frunte în societate, este foarte jos în lumea de dincolo. Deci, pericolul cel mai mare este ca omul să adune cât mai mult bine pentru sine. Cel mai mare pericol, pentru că asta înseamnă iadul. Ai văzut ce frumos ne-am întâlnit și la sâmbătă acum în tabără cu Dumnezeu, când ne-am adus noi prăjiturile și ne-au mai rămas prăjituri și ne întrebam ce să facem cu ele, cui să le dăruim și în acel moment a apărut bătrânelul acela care chiar arăta ca Dumnezeu cu barba albă și Laura l-a întrebat dacă vrea să-i cumpere ceva de mâncare și el a zis, eu nu vreau de mâncare, vreau ceva dulce. Și noi la câteva momente mai încolo ne întrebam de prăjituri. Da. A fost foarte, foarte frumos, foarte, da, și un grup. Ce părere ai, Marius, despre tabăra asta, despre grup? Cum ți s-a părut? Păi asta este problema, omul se întoarce în bunăstarea lui. Nu, cât am fost acolo, la nivelul de înțelegere, ai văzut cât de deschiși au fost și cât de vulnerabili și cât de... Nivelul de înțelegere este, lucrurile se înțeleg, dar nu rămân. Păi atunci o să facem exact cum am zis, poate să facem măcar la 10 zile o întâlnire din asta, un webinar cu toți din tabere și să discutăm, să punem semințele, să rămână acolo. Eu cred că ar ajuta foarte mult să facem Da, lucrurile. de acord. Da, bine, mergem mai departe. Ai spus așa o chestie foarte interesantă și te rugăm să explici. Problemele se rezolvă la nivelul ansamblurilor pentru că acolo energia divină curge liber. Acolo este adevărul, nu la nivelul părților, care sunt contradictorii. Ne pot explica? Da, deci noi nu putem comenta părțile absolut deloc și nu le putem lua în seamă. Noi putem, ca să te deplasezi pe ansamblu, trebuie decât să le alături. Alături perspectivele diferite ale unuia și același lucru și la un moment dat obligi creierul că nu poate să suporte varietatea și obligi creierul să tragă o concluzie care este o sinteză. Deci asta este nivelul de ansamblu. Adică alături diferite aspecte ale unui lucru și atunci obligi creierul să tragă o concluzie. Nu ții cu nicio parte, nu ții cu nicio echipă. Asta este soluția divină pe care trebuie noi să o practicăm. Întotdeauna să așteptăm sinteza. Pe de altă parte, toate explicațiile care blochează judecata, deci asta este un principiu pe care trebuie să-l urmărim. Când ne vin idei sau avem conștientizări, toate explicațiile care blochează judecata, interesul propriu, sunt adevărul. Pentru că noi nu suntem interesul propriu, nu suntem un eu separat, suntem o ființă comună. Deci noi, ca să fim fericiți în viață, trebuie să ne împotrivim mereu binelui propriu. E pe dos. E totul pe dos de când ne învață stăpâna lume. Stăpâna lume fac așa. În momentul în care omul consideră că exteriorul face fericit, el va lupta continuu pentru exterior, va fi sclavul exteriorului o viață întreagă și nu va avea timp să trăiască. Va alerga continuu și va trăi într-o stare de nemulțumire continuă și o stare de pericol continuu, pentru că îi va considera pe toți dușmanii lui și va trebui să lupte tot timpul. Deci viața asta nu este adevărata viață, este iadul. Deci așa se numește iadul. Iadul este ocupat de plăceri și ușor. Deci toate lucrurile acestea care îți vin în afară și noi credem că sunt importante, sunt total importante. Normal, ar trebui să nu căutăm plăcerea, și să căutăm lipsa plăcerii și greul. Deci nu ușor și greu. Acestea sunt divinul. Tot ce nu ne place nouă este Dumnezeu. E Da. pe dos, e invers. Când înțelegem asta, noi de fapt ne luăm puterea înapoi. În momentul în care ego-ul se duce în jos, adică nu-ți faci plăcerea și nu urmărești ușorul, ego-ul scade. Când scade ego-ul, intră divinul, automat, că este o materie nevăzută, magică, intră noi, în corpul nostru, și din care se fac situațiile de mâine. Deci noi, ca să reușim în viață, noi nu putem să reușim fără prezența Lui. Noi nu suntem interesați să căutăm binele nostru niciodată.
Binele nostru este moartea. Este moartea sufletului. Deci, de ce? Pentru că în spațiu gol interdivinul, aproape noi îl obligăm, pentru că natura lui este să ocupe golurile. Și atunci el vine imediat, este ca o mână nevăzută care trece prin pieptul nostru și se duce spre situațiile de viață și le schimbă într-un mod la care nici nu ne așteptam. Deci nu suntem interesați să ne căutăm bine. Mereu trebuie să ne împuținăm și ceea ce prisosește să dăm mai departe, pentru că ceea ce ni se dă, se dă ca să dăm mai departe, nu ca să păstrăm pentru noi. Așa și mă gândesc la Daria că de multe ori îmi spune despre anumiți oameni, uite, vezi, mama, iubirea a plecat din omul ăsta, sau despre alte oameni îmi spune, să știi că, uite, în omul ăsta încă nu a intrat iubirea. Trecem așa pe stradă și începe dintr-o dată să-mi spună lucrurile astea. Deci despre astfel de situații este vorba, intră Divinul în ființă. Și probabil ea simte, vede, na, copiii fiind mai conectați la Divin decât noi. Deci Da. fericirea este dezinteresul pentru lumea materială. Și aia e adevărata fericire Aia e sublimă. adevărată fericire. Este o degajare. De ce? Pentru că nu se mai este frică să pierzi, pentru că nu mai ai ce să pierzi. Da. Când nu mai ai ce să pierzi, nimeni nu Cred că are ce nu mi-e să-ți stat ia, așa. asta e Nu mai adevărata fericire. dorim. Ești ușor. Ești ușor și nu mai ai temeri, nu ți se frică de nimic. Nimeni Orice nu are ce să ți argument. se ia. Da. Orice argument care te duce în liniște este adevărul. Dar dacă ceva te face să-ți pierzi cumpătul, ești în minciună. Ce ne spui despre asta? Da, liniștea este prezența lui Dumnezeu. Dacă se ajunge în liniște, omul trebuie să blocheze cumva proiectele astea ale minții. Mintea este o voce care tot vorbește în capul nostru, dar care vine din faptul că noi ne facem niște țeluri și niște planuri din lumea aceasta. Noi pe ăla trebuie să le oprim și ca să putem să intrăm în liniște. Și cum se face lucrul ăsta? Mereu să te pui în poziție secundară, să faci ce vrea celălalt, nu ce vrei tu, să te lași folosit, să slujești, să te supui, să servești oamenilor, să faci ascultare, să nu vrei să ai dreptate, să nu-ți cauți binele, să te lași tot timpul dus, condus și purtat de ceilalți, pentru că în starea de lepădare de sine desăvârșită, în spațiul ăla gol, intră liniștea. Liniștea este prezența lui Dumnezeu. Deci în momentul în care noi slujim pe celălalt, nu mai ne ocupăm cu noi. Ne mai ocupându-ne cu noi, nu mai avem jocul acela mental, calculul acela mental pe care îl Da. facem tot timpul. Gânduri. Deci gândurile, deci când te ocupi de celălalt, nu te mai poți ocupa de tine. Și dispar gândurile. E foarte simplu. Deci vine liniștea. Deci noi putem fi în liniște, deci în prezența lui Dumnezeu, numai când te supui, slujești pe ceilalți, te jertfești pentru ei, te lași pe tine, nu-ți urmărești avantajele tale. Deci când mereu dai, adică a da trebuie să fie mai mult decât a lua ca să poți să trăiești. Pentru că numai așa noi câștigăm energie subtilă. Noi câștigăm energie subtilă când pierdem avantajele proprii, când pierdem materie, inclusiv corpul. Când nu-l hrănim și nu-i facem tot binele, noi atunci câștigăm viață. Este foarte important să nu-l hrănim, să nu ducem satisfacțiile până la capăt, să le suspendăm. Și atunci, când corpul, dăm semn că corpul nu mai este important și nu e pe primul plan, materia nu e importantă. Atunci sufletul va fi cel mai important. Deci când corpul este slăbit, sufletul se întărește. Ce frumos. Da. Cel mai important lucru în viață este să nu fii deloc important. Pe oamenii cunoști după cum se comportă cu cel înecat și durere. Da, cel mai important lucru este să nu contezi. Adică, în momentul în care slujești, te lași tot timpul și te pui în poziție secundară, vine un moment în care uiți de tine. Uiți complet de tine. Când uiți total de tine, atunci tu devii una cu ființa divină, cu ființa comună divină. Te unești cu Dumnezeu. Când uiți de tine, te unești cu Dumnezeu. Atunci, în starea respectivă, dispar și bolile. Deci, important, ce înseamnă boala? Boala este un mecanism de scădere a orgoliului nostru.
și vine din și necazurile și neplăcerile, la fel au aceeași funcție, din prea multă preocupare pentru binele nostru. Deci ne preocupăm prea mult pentru cu noi, cu avantajele noastre, pe care le punem pe primul plan și atunci trebuie să fim opriți. Pentru că momentul, preocuparea exagerată pentru interesul propriu ne ia din viață. La fel ca și plăcerile, la fel ca și ușor, deci lumea, materia fiind secundară, ia viață de la ceea ce este primordial, deci din sufletul nostru. Deci ne omoară. Deci noi trebuie mereu să nu ne facem plăcerile, să nu căutăm ușor, să ne opunem interesului nostru, să îl punem pe celălalt, pe primul plan, primul gest pe care îl facem, să-l facem pentru binele celuilalt, nu pentru binele nostru, și atunci ne asigurăm un succes în viitor, un rezultat bun în viitor. Dar dacă pui binele tău pe primul plan, va trebui să pierzi. Uite, spre exemplu, să zicem, mâine cineva are un examen. Dacă el nu are sacrificiu în spate, el nu va reuși la examen, poate să știe dinainte. Deci, pentru că nu are energie subtilă. Și invers, poate să nu învețe mai nimic, dar având acel sacrificiu continuu pentru sine și uitare de sine, Dumnezeu îl va susține acolo cu o întrebare pe care el să-i știe răspunsul sau cineva îl ajută acolo, cum a pățit Raul de profesoara la examen la facultate, l-a ajutat și colegii la fel l-au ajutat ca să ia examenul, neștiind nimic. Și el ce făcea între timp? Ziua când avea un moment liber, se ducea și strângea gunoaie în oraș. Ca să-l vadă toată lumea. Deci, ca să. Aici este problema. Strângi gunoaie, dar nu în locurile unde Da. nu te vede nimeni, unde te vede toată lumea, ca să reduci rușinea, orgoliul respectiv, mândria. Știi? Da, Să râdă de tine toți, asta e important, că dacă nu râd de tine, nu scade orgoliul. și în viața lui Yogananda am citit despre asta. El era atât de conectat și de bun și de plin și de iubitor ca Isus, a ajutat toți săracii, făcuse acolo un ajram și hrănea. Și părinții lui l-au obligat să meargă la facultate. El nu vrea să meargă la facultate și nu învăța nimic. Și de fiecare dată, deci din senin, când trăgea biletele la așa, știa absolut tot, îi trimitea Dumnezeu. Pentru că el era bun și blând ca Isus și făcea fapte bune și nu le interesa lumea asta, era numai lumea lui Dumnezeu. Deci eu am ajuns să-L percep pe Isus și să-L iubesc pe Isus și să-L integrez în inima mea prin iubirea care o transmitea el despre Isus. Deci eu n-am văzut niciodată un indian să vorbească atât de frumos și despre Isus, despre experiențele pe care le-a avut. Și practic el, prin această iubire a lui pentru Isus, a unit Occidentul cu India, prin Isus, ca să vezi ce frumos. Și tot la fel, exact cum povesteai, cum povestești tu de examene și de așa, tot așa și el era foarte ajutat de divin. Da. Deci noi trebuie să punem liniștea mai presus decât dreptatea noastră. Da, și Adică să atunci. renunțăm la dreptate. Dreptatea noastră este diavolul. Liniștea e divină. În fața oricărei situații de viață, te întrebi ce cale iei tu. Dacă acolo este luptă și apărare, este diavolul și nu trebuie să mergi pe direcția respectivă. Pentru Dacă că este este renunțare, da. este divinul, pentru că Iisus întotdeauna a renunțat, s-a lăsat bătut și călcat în picioare. Exact despre asta urma acum. Când afirmațiile tale îți dau o bucurie interioară, un sentiment de eliberare vădit, atunci intră în inima ta energia Sfântă a Cerului. Tu simți lucrul ăsta, adică simți când este Dumnezeu, este acea stare de liniște, de bine, de armonie, iar când este E cealaltă față. abandonare de sine. E Da. nerezistență, non-rezistență. Da. Și non-intervenție. Deci divinul, prezența lui Dumnezeu. Deci aici este problema că identificările s-au făcut greșit, s-au făcut cu corpul. În momentul în care, deci este făcute cu sufletul. Și sufletul întotdeauna nu caută avantajele sale. El vrea să piardă. Deci în momentul în care vrei să pierzi, ai intrat în suflet. Când vrei să câștigi, ai devenit diavol. E pe dos. Și când vrei să pierzi, de fapt devii cel mai bogat, fără să Da. vrei. Da, pentru că apare liniștea Exact. aceea profundă care e prezența Exact. lui Dumnezeu și nu mai ai niciun fel de grijă, el rezolvă restul. Și este Exact. așa de simplu. Uite ce frumos ai scris aici despre rolul rugăciunii. Rolul rugăciunii este acesta. Spui Domnului că lași pe el să-ți rezolve toate problemele.
Asta Da, este. asta este singura soluție, este doar o declarație că facă-se voia ta, Doamne, și tu renunți la... Aici e important să renunți să te mai gândești. Deci Da. spui lucrul acesta și uiți. Da. Dar în momentul în care omul exprimă însușirile divine, adică se supune, slujește, servește pe ceilalți, face ascultare, ascultarea este prezența lui Dumnezeu și rugăciunea. Supunerea este rugăciunea, deci nu mai are nevoie de un efort special în plus, că de fapt și invers, în momentul în care omul se roagă cu cuvinte, cu vorbă, el se roagă ca să nu se supună, ca să nu facă ceea ce a făcut Isus. Din cauza asta el se roagă. Ca Că să nu fie. ca să nu fie Isus, ca să nu trăiască însușirile divine. El fuge de însușirile divine și îl pune pe Isus la distanță și așteaptă ca exteriorul să îi facă ceva. Și când face lucrul ăsta, deja i s-a tăiat legătura cu Dumnezeu, deci noi nu putem cere nimic de la divin, din lumea aceasta. Nu se poate cere nimic. Noi putem doar să manifestăm însușirea lui și atât. Împredarea de sine este o mare putere, este magie. Nu e nevoie să te îngrijorezi și să te preocupi de nimic. Când ceva nu merge, este chiar momentul în care tu trebuie să renunți și să uiți. Da, pentru că în momentul în care îți vine o neplăcere, ea certifică și arată că noi nu mai avem energie subtilă. Și singura posibilitate, noi nu putem comenta exteriorul sau să rezistăm la ce vine din față. Nu există decât acceptare. Ai cedat și ai acceptat și atunci te încarci cu energie subtilă prin cederea respectivă. Pe de altă parte, acceptarea șterge programele autodestructive din spate. Deci ești interesat că dacă nu le ștergi, încercarea care ți-a venit din față se amplifică într-o formă mai dureroasă și nu scap până nu te îngenunchează. Și mai mult o transmis și mai departe, Mai o urmează. transmit și mai departe celorlalți, da. Și îți faci viața un calvar. Deci nu există o opoziție împotrivire la ce vine din față. Dacă noi am ști că din față vine numai Divinul și am înțelege lucrul acesta, dar nu avem cum să înțelegem aici ce problema, pentru că avem bunăstare, belșug și comodități. Noi trebuie să renunțăm la alea ca să putem să se ridice vălul și să putem înțelege, altfel nu vom înțelege niciodată. Și aceste binare, oamenii le ascultă, le place, e ceva interesant în toate acestea, dar dacă nu se apucă să și facă, nu se ridică vălul. Da. Și își fac viața un calvar. Singurul obstacol pentru ca viața să intre în armonie ești chiar tu. Este voia ta, dorința ta de mai mult, care blochează această curgere. Da, pentru că acest mai mult este de fapt diavolul. Tot ce depășește necesitatea este diabolizare. Deci, mai mult bine pentru mine este diavolul. Noi facem totul pentru diavol. Îl hrănim, îi dăm mâncărurile cele mai alese, îl plimbăm în toată lumea, așa cum am mai spus, îl îmbrăcăm de la Prada, că Da. diavolul se îmbracă de la Ea Prada. se potrivește. Da. Păi, stăpânile al lume. Tot ce spun este corect, prin filme, ne arată ce urma să se întâmple. Exact. Dacă stai să privești subtilitățile pe care le transmit. Da, dar ți le spune și direct și ți le spune și în față. Da. Să mai și, îl mai și declară. Nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți. Asta este soluția divină. Când îi dai lui toată puterea să te conducă, să te șlefuiască și accepti tot ceea ce îți fac oamenii, fără să te revolți și accepti să te destrami, numai atunci ți se șterg toate păcatele. Da, numai că prin acceptare, tu te lași bătut, înfrânt, purtat, dus, condus. Când faci lucrul acesta, deci oamenii te mișcă și te exploatează. Cel mai important lucru în lume este ca oamenii să te exploateze și să te manipuleze. Că dacă nu te lași exploatat, nu se șterg programe din spate și le revin cu o formă din ce în ce mai agresivă. Deci, da, într-adevăr, oamenii te vor exploata până când nu vei mai avea orgoliu. Când nu te mai aperi, când nu te mai aperi, nu mai au ce să scadă la tine și nimeni nu te mai exploatează. Deci problema este că avem programe în spate de la alții și nu se pot... De ce nu se șterg? Păi trebuie să treacă zeci de ani de zile, poate și alte vieți, Da.
Pentru că noi nu cedăm, noi rezistăm și luptăm, vrem să fim victorioși. Iar victoria este a egoului. Sufletul nu vrea să fie victorios. El renunță întotdeauna și aceasta este adevărata victorie. Deci, în momentul în care noi ne lăsăm bătuți, cuipați și călcați în picioare, asta încarcă sufletul cu energie subtilă și se șterg programele autodistructive din spate. Numai așa. Cum privește Marius sufletul în momentul în care ego-ul se manifestă prin noi? Cum privește sufletul din fundal? Îl mai și execută, îl mai și abțiguiește din când în când. Adică, egoul este ca un om înfumurat. Înfumurat, răzgâiat, Da. da. Și sfatul este ca un părinte bun și îngăduitor, dar uneori trebuie să-l și corecteze. Este în regulă să fim fermi pe pământ în anumite situații, Păi Marius? sufletul nostru creează, nu e nicio problemă, totul e pe pilot automat. În momentul în care noi ne preocupăm în mod exagerat pentru binele propriu și mult timp, o perioadă mare de timp, împinge sufletul dincolo din linia roșie subțire și atunci comandă ceva din afară, poate Da. să fie orice, ca să ne corecteze și poate să fie foarte dur. Poate să De fie ce extrem de dur. face comanda? Direct online, acolo la Divin. Da, îi spune unui om, dă-i lui ăsta un pumn, știi? Sau ia la bătaie și primești o bătaie gratuită Da. și nu știi de ce, fără motiv. Sau o pierdere, adică ce te doare cel mai mult, Da, unde te acolo atinge te lovești. acolo unde e sectorul cel mai important Deci pentru noi, în tine. loc să fim ca autoritatea supremă, puterea cea mai mare a Universului care este sufletul nostru și este în noi, noi ne opunem total și continuu lui. Facem pe Da. dos. Când eul pleacă, Dumnezeu vine la tine. Ai ieșit din dualitate și atunci a și pornit miracolul. Dar când ceva nu merge bine, înseamnă că ai prea mult eu. Atunci trebuie să te lași bătut și să te limitezi prin orice mijloace posibil. Exact. Asta e cartea 2? Da. Ia uite, nu vine să cred. Deși eu uitasem, tu vezi cât de... Parcă zici că ai scris-o acum, Marius, nu? Nu e Da, asta da, da. senzația? Lucrurile sunt actuale, da. Noi am mai progresat, dar foarte puțin. Așa ne dăm seama. Da. Da. Bun. Când faci răul și urmărești interesul personal de mai mult sau lupți și te aperi, tu vrei să ucizi. Așa facem? Suntem ucigași? Da, pentru că ne considerăm o ființă separată și atunci îl vedem pe celălalt dușman. Noi, luptând numai pentru binele nostru, încercăm să apărăm ceea ce nivelul la care am ajuns. Și din cauza asta, în momentul în care luptăm cu ceilalți, suntem în stare să ucidem, ca să apărăm ceea ce avem. Deci, dorința de a ucide vine din separare. Din cauza asta, Da. ca să nu rămâi o ființă separată, trebuie să te împotrivești tot timpul, clipă de clipă, de dimineața până seara, binelui tău. Să nu-l vrei. Adică să mergi pe jos, nu cu mașina, să stai în picioare, nu jos, să mergi pe scări, nu cu liftul. Așa vorbesc metaforic, că sunt foarte multe aspecte, nu? La plăceri și la ușor. Să nu-ți faci plăcerile, să nu mănânci plăcinta sau Da, înghețata. și la fiecare îi apare pe cei atașat. Păi uite-te, este așa de mare forță în chestia asta că, spre exemplu, Florentina din Germania, în clipa în care ea și-a făcut tot timpul, a considerat viața ca o continuă adăugare de satisfacție. Și vrea să vină prietenul ei de nu știu unde. Și în momentul în care, făcându-și plăcerile, ego-ul a crescut, iritarea a crescut, adică era foarte ușor țandra, dar se pondera, dar în momentul în care a mâncat o înghețată, poate a trecut dincolo de linia roșie subțire. Când a trecut dincolo de linia roșie subțire, a trebuit să primească o nefericire din față și prietenul ei n-a mai putut să vină. Deci l-a blocat. Înghețata respectivă a blocat satisfacția, pentru că o satisfacție în plus o făcea mai reactivă în interior și din cauza asta sufletul i-a blocat satisfacția ca să poată să împingă ego-ul dincolo de linia roșie subțire. Deci cu atât mai mult. S-a dezamăgit, Da. i-au căzut toate în cap, n-a mai
Dezamăgirea respectivă a scăzut orgolul și atunci i-a salvat viața. Deci, o înghețată i-a salvat viața. Ce? Pentru că noi nu merităm bunăstarea acestei lumi, din cauza aceasta, tot ceea ce prețuim noi mai mult în noua lume nouă, ni se va lua. Asta să știe toată lumea clar. Da. Înainte de încheiere, dacă ne apropiem de încheiere, mai avem un ultim paragraf pentru episodul Nu, acesta. mai avem 10 minute. Da? Îmi spui tu, da? Când să, da? Da. Stai într-o stare de acceptare totală, fără intervenție personală. Viața este non-eu. Stai în pace și fii numai iubire ca adâncul mării. Doar privește. Tu ești privitorul și fiind privire, te unești cu el. Și aș spune ceva mai mult, tu ești pierderea. Adică niciodată să nu vrei să câștigi, să vrei să pierzi. Să cedezi bine efortul tău. Adică să nu te protejezi pe tine, să sari exact atunci când ți-ar place să stai, să nu faci nimic, tu atunci să sari, să ajuți. Adică să nu cauți comodul, să nu pui comoditatea și avantajele tale pe primul plan, ci să te împotrivești lor. Să te împotrivești continuu binelui tău este fericirea. Tot. Și de plin. Da. Nimeni vreodată nu are dreptate când aruncă vina pe celălalt. De ce aruncăm noi vina pe celălalt, Marius? Din orgoliul acesta, adică cum ne obținem orgoliul e problema, că din patim, din plăcerile și ușorul vieții, de acolo ne crește orgoliul, credem că suntem importanți și atunci nu mai putem să iubim. Credem că deținem adevărul, că ceea ce spunem noi și totul vine că în momentul în care zici că deții adevărul, nu deții adevărul. Când zici că ai dreptate, nu ai dreptate. Înțelegi? Deci când lupți pentru dreptatea ta, pentru adevărul tău, atunci nu ai deloc dreptate. De ce? Pentru că adevărul nu luptă. El nu are nevoie să se impună, nu are nevoie să facă nimic pentru sine. Știi ce face adevărul? Cedează întotdeauna. Și cedând întotdeauna, el câștigă. Deci cel mai periculos om din lume este cel care se lasă bătut. Învins, purtat, renunță imediat la adevărul lui, la dreptatea lui, la avantajele sale. Nu-și vrea binele. Numai omul care nu-și vrea binele, numai acela este o ființă divină. Pentru că e Da. vorba de binele pentru un corp de 0,53% și nu trebuie să faci nimic pentru el. Mai nimic. Dumnezeu va face totul pentru corpul tău și este suficient. Tu trebuie să nu te îngrijești de el. Da. Acest ego este numai aici pe planeta Pământ, Marius, sau și Eu la ființele extraterestre n-am văzut chestia asta. nu? Aveau umilință incredibilă. Chiar mi-am zis, măi, aș vrea să văd starea pe care am avut-o acolo, o stare de încântare deosebită numai când îi priveam. Aveau o îngăduință, o înțelegere, o dragoste, o iubire, o milă, nu știu cum să spun, toate astea la un loc, eu cum n-am văzut pe pământ și îmi ziceam așa, mi-ar place să văd pe pământ un duhovnic care să fie așa de îngăduitor și înțelegător ca aceste ființe. Să uitau cu drag la tine, cu drag și îngăduință. Deci n-ai întâlnit încă pe pământ o ființă umană care să aibă. Nu, nu există, n-am văzut. Wow. N-am văzut. Ceea ce zicem noi că sunt sfinți, nu, nici pe departe. Aceea este o problemă mare cu sfințenia. Cum să spun? Pentru că avem același procent de divinitate în noi, peste 97%. Ceea ce zicem noi că este sfânt este egal cu cerșetorul sau cu prostituata, Da. care are același procent. Pentru că cerșetorul sau prostituata sunt așa și au luat un rol pentru cineva pe care să-l dezamăgească. Deci își sacrifică viața, sunt foarte înalți din punctul ăsta de vedere, își sacrifică viața ca să corecteze pe cineva și să-l aducă în iubirea orice ar fi. Deci noi ar trebui le pupăm picioarele oamenilor acestora, că iau diferite roluri de trădător, mincinos, bețiv și așa mai departe, ca să ne ajute pe noi să ajungem în iubirea orice ar fi, în condițiile în care, în timpul acesta, ei ar fi putut să facă altceva. Dacă Dumnezeu îi prinde în fața noastră, atunci îi pune să ia aceste roluri și ei nu pot să se opună. Deci nu oamenii sunt de vină, ci noi că nu iubim destul.
Deci noi nu avem niciun drept să ridicăm nicio critică, nicio Nu judecată, nici putem pe fătă de nimeni. prostituată, Păi nici critici pe Dumnezeu că de ce l-a pus pe omul acela să distrugă orgoliu. când Păi omul salvează ăla de fapt viața. se sacrifică de Se fapt la sacrifică pentru Siles, distruge orgoliu într-adevăr, da. dar te încarcă cu iubire și îți dă la viață. Spre exemplu, bărbatul care este bețiv se sacrifică pentru femeie, îi scade orgoliu Înseamnă că da, te rog. și salvează copiii. În modul acesta, pentru că în momentul în care scade orgoliul la femeie, adică o dezamăgește de nu mare viitor, nu mare viitor deloc, și chiar dacă ea zice că mă despart, singurătatea este bună, de fapt el îi salvează copiilor, îi salvează viața Wow. și a ei. Printr-un Deci, mecanism deci care omul poate care nu te să deranjează, nu-ți vrea binele. Deci omul care nu te deranjează, nu te iubește. Deci numai oamenii care te deranjează și te chinuiesc, numai aceia te iubesc. deci aia e o dovadă de iubire. Nu că îți Da. vine cu flori, nu că îți vine cu așa, cu cât te deranjează mai mult, aia e cea mai bună declarație de dragoste și de iubire. Exact. A lui Dumnezeu pentru noi. Ce frumos, ce frumos. Bine, dragă Marius, îți mulțumesc tare mult pentru întâlnirea noastră și ne revedem cu dragoste săptămâna aceasta cu webinarul pentru oglinzi. Stabilim, ori dacă nu, săptămâna viitoare cu Și peste 100 de ani, da. Lasă că avem timp, n-ai zis tu că suntem programate Sunt să intri. excepțional de frumoase pentru că le dezbatem și le aprofundăm așa. Da, și atunci, uite, deci vreau să spun că pe mine mă ajută foarte mult de când am început lucrurile astea, adică îmi vine așa o mai mare profunzime, o mai mare claritate, parcă mă gândesc așa că le-am citit cam superficial, că Da, le citim superficial, sigur. Shangri-La, de exemplu, am citit-o de 2 ori și la frumusețe în dar, numai celelalte singure date. Și uite, cu Și ocazia asta. gândește-te că toată informația de acolo nu e venită din capul meu, e venită de sus, eu doar l-am prins-o pe bilețele și pe hârtii și Da. pe telefon și doar am pus-o una sub alta acolo. În sine, nici nu știu ce conține. Când am fost întrebat la Antena 3 despre cărțile acestea, n-am știut ce să spun, că nu știu ce conțin. Sunt foarte complexe. Deci eu acum la frumusețe în dar, deși Shangri-La mi-am reamintit-o aproape în totalitate, dar la frumusețe în dar este ca și când mă întâlnesc pentru prima oară cu ea, Și eu la fel. Bun venit în club! Mă bucur că nu Da. sunt singura. Bine, Marius, te Mai îmbrățișez. trebuie să înțelegem un lucru. Da. Ca să ajungem la divin, trebuie să inversăm totul. Tot ce spune ego-ul nu e adevărat. Absolut tot. Deci noi trebuie să ne eliberăm de acest ego. Noi nu avem problemă cu oamenii. Nu avem probleme cu ego-ul. Deci ego-ul nostru este cel care determină exteriorul să vină constrângător. Deci orice pierdere și nemulțumire, nefericire care ne vin în față, este ego-ul nostru. Da, să știi că am încheiat acel capitol care a ținut 2 episoade, chiar 2 episoade jumate și de data viitoare să începem un nou capitol. Mulțumim Bine, frumos! îți Zi doresc o frumos! zi frumoasă. Pa, pa! Pa.